Hei, salut, prieteni! Salut. M-am întâlnit și cu Horia pentru că vine și el cu mine astăzi. După cum ați văzut din titlu, astăzi mergem să softăm Fabia. Dar înainte vrem să facem o liniuță pentru că n-am apucat să facem liniuță între Fabia și Fiesta în momentul în care a făcut Horia soft la Fiesta. Din moment ce video ăsta cred că o să aibă destul de multe vizualizări, profit de ocazia asta să vă spun de tricourile mele, lupul între oi, la care găsiți link în descriere dacă vreți să vă luați un tricou, să arătați lumii că sunteți și voi un lup între voi. Și bineînțeles să vă abonați și la PH Fitness. PH Fitness, canal de fitness și nutriție. Dacă vreți să slăbiți, să vă îngrășați, să mâncați mai sănătos, să vă simțiți mai bine, Horia e omul vostru, e antrenor personal, tocmai ce și-a luat diploma de antrenor personal, așa că e locul bun. O să înceapă în curând să se ocupe mai serios de canal, deci dați un subscribe. Bun, hai să facem liniuța, să vedem cum sunt acum și apoi mergem la soft. Gata, am pornit. Acum așteptăm și noi o perioadă mai liberă. Sper că am poziționat bine ăsta. Dacă nu, dă-i drumul ăla. Să oprim aerul. O să ne coacem, dar... Am pornit foarte prost. I'm spending all of my cash, all this money that I ever had. I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Damn, I'm smashed. I got fine women and fine tricks, and I'm trying to make this shit last. It's Friday. Thank God, love me, it's Friday. Let me get it on a Friday. Ne facem o dată. De mai încolo. Aer că mor. În primele viteze se duce mai bine Fabia, mult mai bine, dar apoi Fiesta aici lângă. Se ține foarte bine Fiesta, foarte bine. Am pornit extrem de prost pentru că n-am fost atent la claxoanele lui, dar în prima a doua viteză pornește foarte bine Fiesta, dar apoi recuperează. Nu, Fabia pornește foarte bine într-a întâia, a doua, iar apoi recuperează Fiesta. Adică ajunge cam la același nivel cu asta. Dacă ai pornit bine, stai în față, dacă nu, și până la, am prins 140, până la 140 s-a ținut la același nivel Fiesta. Hai să facem soft să vedem ce se întâmplă după aia. O'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right? Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Shots of tequila, that shit got me stuck in a daze. I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. I don't think I feel my face. All of this liquor keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit raw, while the girl at the bar says it's better with Chase. Speed up the pace, hit me again. I could use a couple shots to the dome. If I ain't spending my time by the bar, then I'm probably working on who to bring home. I need a loan, all of my money is gone. Fuck it, I'm in my zone. She wants the bone. She said she dropped me a tone. Wait, where the fuck is my phone? I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had. Gata, mașina este legată și de față și de spate. Să vedem acum în prima fază cât face ea stoc așa. Am aflat de la testul cu laptopul doar că nu e chiar într-o stare minunată, dar vedem acum. Club and it's turned.
fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl. Damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 of the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones that keep on handing out booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on. Cum avem o pauză, bem și noi o cafea. Acolo în spate, aici se lucrează la softul meu. A durat ceva să fie citit. N-a trebuit să fie scos calculatorul de pe mașină, s-a citit pe UBD. Și acum se lucrează la soft și vedem după aia ce obținem. Softul e gata, acum o punem din nou pe Dino să vedem ce am obținut. Da, nu o să mai filmăm, vă arătăm direct fișa la final. Ce au reușit să scapă. Shit got me stuck in a daze. I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. I don't think I feel my face. All of this liquor keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit wild. While the girl at the bar says it's better with Chase. Speed up the pace, hit me again. I could use a couple shots to the dome. If I ain't spending my time by the bar, then I'm probably working on who to bring home. I need a loan, all of my money is gone. Fuck it. Gata softul, am plecat de acolo. Mașina a scos, am aici notat 131,3 cai de la 99 și 343 Nm de la 260. Problema este, au ieșit atât de puțini, pentru că sunt puțini, pentru că debitmetru nu e ok deloc. Turbina, din nou, nu e foarte ok. E la limita vieții ei. Ăștia 131 de cai o împing spre limita turbina. Debitmetru voi lua în zile care urmează, mai mult ca sigur. Cu turbina nu aș vrea să mă duc la curățat cu ea sau la recondiționat. Aș vrea în același timp să fac și o mărire. Iar apoi mă voi întoarce la cei de la TCM să facem un nou soft pe chestiile astea. Având în vedere că are problemele astea, mașina trage foarte bine, trage mult mai liniar, după 3000 nu se mai plafonează. O să facem și un 0-100 să vedem care sunt diferențele, dar mai pe seară, pentru că acum sunt 42 de grade la umbră și este groaznic, groaznic, nici nu poți să mergi fără. Ce faci, mă? Lasă-mă aerul cum se audă. Lasă că nu se aude, că e microfonul către mine. A, tu ești șmecher. Deci este teroare afară, este cod galben de canicul astăzi. Așa că o să ieșim mai pe seară, o să facem și un 0-100 și niște impresii la o temperatură mai normală. Acum am venit până la Lukoil, am luat niște fise de astea, jetoane, și spălăm, vreau să spăl Fabia, vreau să spăl eu, pentru că nu am spălat-o niciodată. Horia numai așa o spală și zice că este foarte mișto. Ultima oară am spălat-o la niște băieți la o spălătorie și nu mi-a plăcut cum au spălat-o, nu sunt mulțumit. Mai bine, aici știi tu exact. A, deci știi care e faza aici? Nu poți să o ștergi, nu? Păi, ce vrei să zici? Ia un jeton pentru cârpă. 3 minute la cârpă jeton. Da, nasol, păi o să rămână urme. Cam rămâne, dar mă rog, la cât de jogoasă e, mergi. Ar fi putut să o spăl înainte să fac video pentru TCM? Dar na, acum. Ce să fac și eu? O spăl după ce-i schimb debitmetru alea. Da. La următorul soft o spăl. În momentul în care voi schimba debitmetru, o să mai adauge vreo 10 cai, ziceau băieții. Deci o să o duc în vreo 140, 140 ceva. Eu zic că decent pentru un stage 1. Am vorbit cu băieții și au zis că nu vor să o împingă mai tare și din cauza turbinei și că nu are sens să o forțez aiurea cu internele stock și la 220.000 de km cât are mașina. 220-361, da. Are destul de mulți kilometri și atunci nu pot să tragi foarte, foarte mult de ea. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right? Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Și acum de acolo la spumă activă. I can't believe that I'm still on my feet.
matter of fact, I'm fucking amazed. Bă, toată caroseria și după aia jartele, dar grăbește-te cu el. It keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit raw. While the girl at the bar says it's better with Chase. Speed up the pace, hit me again. I could use a couple shots to the dome. If I ain't spending my time by the bar, then I'm probably working on who to bring home. I need a loan, all of my money is gone. Fuck it, I'm in my zone. She wants the bone, she says she dropped me a tone. Băi, o limpezire, două limpeziri ca să o faci pe lumea, știi? Prima fă mai așa, știi? Mai tot. Să dai tot spuma jos și după aia insist. Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. E decent spălată. Nu e chiar 100% ok, dar e decent. Am ajuns acasă cu vreo 20 de minute. Abia acum parcă e o temperatură normală, mă simt relativ normal. Deci este groaznic afară, groaznic, nici nu-i de mirare că mașina nu trage chiar cum ar spune dinamometru că are caiea. Nu are, zici că de la 99 a dus mașina la 105. După ce am fost la spălătorie, am udat un pic intercoolerul. Parcă o perioadă scurtă de timp până s-a încălzit, iarăși a tras un pic mai bine. Voi ieși diseară din nou, dar cu siguranță e ok softul și va trage mult mai bine. Dar afară sunt 42 de grade la umbră, este groaznic afară. Deci nu. Deci dacă mă bucur extrem de mult că am mașină, mă bucur foarte mult că am aer condiționat în casă, deci nu știu cum se descurcă oamenii care trebuie să meargă cu tramvaiul, cu autobuzul la muncă sau să meargă pe jos. Deci eu abia am reușit să merg pe jos de la mașină până în scară și transpirat de mi-au sărit capacele. Deci e groaznic, lumea nu mi-ar plăcea. Dar acum sunt la aer condiționat. Mă pun și o să editez video din seara asta ca să nu-l mai scot foarte, foarte târziu. O să-l scot mai târziu decât aș putea, pentru că vreau să ies diseară când s-o mai răci un pic. Îți dai seama cât poate să răcească. 28 de grade să facă diseară, poate. De la 42, cât să fie la noapte? 28, 30. Dar tot, e mai bine. Să văd rezultatele. Oricum, mi-am dat eu seama așa cam cum trage, pentru că am mers cu ea și înainte de a face softul și se simte suta aia de newton metri, 110 newton în plus. Voi schimba în zilele următoare și debit metru și cu siguranță în momentul în care voi schimba debit metru și în momentul în care va fi mai răcoare afară, va trage mult, mult mai violent decât acum. Oricum, per total sunt mulțumit, dar n-o să rămân așa. Fabio este acum stage 1, un stage 1 așa, într-un picior, într-un gips, un stage 1 în gips, mai ales să se vindece osul și o să fie un stage 1 curat, cu debit metru ok, turbina, hai să zicem că e ok dacă suportă 140 de cai, e ok turbina, la limită, dar e ok. Vara asta am planuri spre stage 3, dar încet, încet așa, strângând bani, că na, chestiile astea costă, nebuniile astea, pasiunea asta cu mașinile costă. M-am uitat un pic pe vreme și abia la ora 12 noaptea o să se ducă temperatura sub 30 de grade. Așa că n-are niciun sens să mai aștept să ies afară, o să facem un test mai concludent în momentul în care va mai scădea un pic temperatura, va fi o zi mai ok, eventual o zi în care plouă, nu știu. Întrebarea de a fost, care credeți voi că este obiectul din casă care nu ar trebui să lipsească? Și răspunsul cu cele mai multe like-uri vine de la Alex Cotfas și zice WC-ul. Da, corect. Întrebarea de astăzi este, care este cea mai mare temperatură pe care ați experimentat-o undeva afară? Și unde erați mai exact? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă dați și prietenii voștri și ne vedem mâine. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday.